Iubiților, cu toată dragostea în Domnul Hristos, vă salut și în această seară, dorind ca Harul Ceresc să fie arătat fiecăruia și binecuvântarea cerească să ne însoțească și mai departe și pentru toate lucrurile primite și pentru cele ce prin credință le așteptăm în viitor, să zicem din toată inima, slăvit să fie Domnul. Cu respect vă invit să ne ridicăm și să cinstim și în felul acesta cuvântul sfânt, scripturile lui Dumnezeu, pe care să le deschidem la cartea Geneza, la capitolul 4, și să urmărim cuvântul sfânt, începând de la versetul 3 până la versetul 8 inclusiv. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a posomorât fața. Și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Însă Cain a zis fratelui său Abel, haidem să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Până aici cuvântul Domnului, vă invit să vă reașezați. Îi mulțumesc încă o dată lui Dumnezeu pentru posibilitatea de a fi la părtășie cu dumneavoastră, în armonia cântărilor care au fost înălțate, în prezența Harului Ceresc din rugăciuni și în părtășia cuvântului lui Dumnezeu. Cuvânt din Scriptură, cuvânt cred că arhi-cunoscut, din care aș dori ca Duhul lui Dumnezeu să ne dea ceea ce este necesar pentru noi spre a putea rămâne în voia Lui. În cântarea pe care corul tinerilor a cântat-o, ultima care a cântat, am sesizat că era acolo în rugăciunea aceea care a fost, asta era nuanța și expresia și salvează-mă de vrăjmași. Așa am înțeles eu, cu cât mă pricep să ascult sau să văd. Așa este? Era acolo expresia aceasta și salvează-mă de vrășmași. Cui de aici îi place să aibă vrășmași? Acum este riscant și să te ștergi la nas sau să te scapi pe frunte. Este cineva căruia îi place să aibă vrășmași? Nu. Mie îmi displace categoric. Asta nu înseamnă că nu i-am. De vrăjmașii din afară ne mai apărăm cum ne mai apărăm, cum putem. De cei care jinduiesc la bunurile noastre, arătați, vreau să vă ajut să înțelegeți, pe cei care doresc, râvnesc,
urmăresc să ne ia bunurile. Încercăm să ne apărăm. Mă îndoiesc că și spațiul acesta cred că este protejat cu camere de luat vedere. În România, pe la sate, mai sunt și câini de pază pe afară și mijloace, pază comunală, prin orașe, patrule de poliție pentru ca să împiedice pe răufăcători să își facă poftele lor. Dar în ultima vreme, și nu fac niciun secret din faptul că acest cuvânt l-am propovăduit și în alte biserici, că sunt unii care vor să dea impresia că acum e descoperirea cea mai proaspătă și că ăsta e mesajul care numai... Nu! Pentru că este un mesaj pe care mi l-a pus Dumnezeu pe inimă și aș vrea să ajungă la cât mai mulți pentru a avea biruință. Întrebarea e, în completarea afirmației că de hoții sau de răufăcătorii din afară ne apărăm într-un mod sau altul, ce facem când ne suntem proprii noștri vrăjmași? Ce ne facem când răul este înăuntrul nostru? Cum ne apărăm când hoțul este în casă? Când hoțul, cu ghilimelele necesare, este înăuntrul meu, este înăuntrul tău, ce facem? Cum ne apărăm? Salvează-ne, Doamne, mântuiește-ne, Doamne, de vrăjmași. Frumos! Amin! Dar ce facem când răul este în noi? Să ne reașezăm atenția pe textul biblic și să urmărim ceea ce s-a petrecut aici, altfel text cunoscut. Că după ce s-a născut în familia lui Adam și Eva Cain și apoi s-a născut și Abel, copiii aceștia au crescut. S-au împlinit în niște tineri care erau suficient de maturi, bărbați, aș putea spune, nu știm cât timp a durat de la facerea primilor oameni până când tinerii aceștia s-au născut și apoi au crescut. Au început să aibă activități și la un moment dat au vrut să aducă jertfă. Asta înțelegând că părinții lor le-au transmis faptul că Dumnezeu i-a creat, că Dumnezeu există și că înaintea Lui se cuvine să vii cu închinare, cu recunoștință. Tot e perioada aceasta a zilei recunoștinței. Zice că în felul în care el a știut, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Iar Abel a adus o jertfă din oile întâi născute ale turmei lui, din grăsimea lor, fără lege, că avea să fie dată cu mult mai târziu legea ceremonialului, a ritualului, a jertfelor, care stipula că trebuie, sau menționa că trebuie să se aducă ceea ce este mai bun, fără cusur, și dacă este vorba din floarea făinii, din întâi născuții ai turmei,
Și unii spun că vina lui Cain a fost că a adus așa din la grămadă. Nu știu. Atâta mi se spune și eu rămân la ceea ce este scris. Că el a adus jertfă din ceea ce era rodul activității lui. Și Abel a adus jertfă din rodul activității lui. Și Dumnezeu s-a uitat la unul și la celălalt. Și apoi s-a uitat la jertfa lui și la jertfa lui. Adică s-a uitat la Cain și la jertfa lui. S-a uitat la Abel și la jertfa lui. Nu se uită întâi la jertfă, nu se uită întâi la predica mea, nu se uită întâi la cântarea voastră, nu se uită întâi la ceea ce noi poate dăruim din bunurile noastre. Se uită la mine și la slujba mea, se uită la voi și la cântarea voastră. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că neprihănitului îi șade bine cântarea de laudă. Asta nu înseamnă că cei care au alte slujbe pot să trăiască oricum, că numai la cântăreți li se cere să fie neprihăniți. Aminteam și s-a amintit și este cunoscut cuvântul care spune fiți sfinți, fiți neprihăniți în toată purtarea voastră. Amin. Amin. Au venit la jertfa amândoi. Jertfa unuia a fost primită și jertfa celuilalt n-a fost primită. Și unii stâlcesc adevărul și vor da socoteală lui Dumnezeu și de ceea ce influențează în mintea copiilor cu imaginile. Sunt foarte deschis, riscând să fiu fluierat. Dar nu cum s-a înălțat fumul a fost dovadă că unuia i s-a ascultat și unuia nu s-a, sau unuia i s-a primit și celuilalt nu i s-a primit. Că în unele poze, prin Bibliile pentru copii și alte cărți, vrând a fi un ajutor pentru mintea proaspătă a copiilor noștri, fumul de la jertfa lui Cain, ci că s-ar fi dus așa razant cu pământul, iar fumul jertfei lui Abel s-a înălțat așa stâlp către cer. Povești și vinovăție pentru memoria copiilor noștri și pentru înțelegerea. Nu după fum a primit sau a respins, ci după starea lor. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că a privit la, deci a privit în el, nu cât era de bărbos, de pletos sau de musculos. Nu cât era celălalt probabil de delicat și de elegant. Nu! Ci a privit înăuntru și Dumnezeu privește și în seara aceasta înăuntrul meu, înăuntrul tău, înăuntrul nostru. El cercetează și inima și rărunchii sau rinichii, așa cu expresiile mai apropiate, centri vitali ai ființei acestea. Și băieții aceștia au intrat în conflict. Și nu s-au certat de la vreo fată. Vorbind așa ca să ne mai înțelege, că mai apar scandaluri de genul acesta, inclusiv prin biserică. Îți destul de în vârță ca să fi văzut multe. Cain și Abel s-au vrăjmășit de la altar. Cain și Abel au devenit dușmani de moarte, mai cu seamă Cain l-a dușmănit de moarte pe Abel de la jertfă. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească, să ne lumineze și să ne vorbească mai departe și mai mult cu privire la lucrurile acestea. Că sunt oameni în lumea aceasta care se vrăjmășesc de la averi. Sunt oameni în lumea aceasta care se dușmănesc și se dau prin tribunale
de la moșteniri pământești, de la funcții, de la cine știe ce, și alții se vrămășesc de la altar și devin dușmani de la jertfă. De ce ăla? De ce pe celălalt? De ce pe al meu nu și pe celuilalt îl pune cu solocul? Nu știu ce. Atenție la voi înșivă și apoi la jertfă. Atenție la altar, că trebuie să ne adune și să ne înalțe sufletul spre Dumnezeu, nu să ne învrăjmășim și să ne coborâm în iad de la altar. De la altar. Gândul în această seară, gândul central, l-am sugerat oarecum și îl menționez din nou ca să-l înțelegi. Când hoțul este din casă sau când răul este înăuntru. În cuvântul lui Dumnezeu avem mai multe exemple pe care le putem folosi și să mă folosesc de câteva pentru a argumenta afirmația aceasta sau atenționarea aceasta. Ce facem când ne suntem proprii noștri vrăjmași? Sau când răul este în noi? Sau când răul este în familie? Sau când răul este în biserică? Când hoțul este înăuntru? Când hoțul acesta fură pacea? Și te duci vorbind singur și te duci după aceea și găsești cu altul și bârfești. Și poate n-ai niciun temei și faci judecăți și n-ai nici o justificare pentru judecățile pe care le faci. Atenție la răul care este înăuntru. Știu că mă pot face vulnerabil, dar sunt și vreau să fiu cinstit față de propria mea conștiință totdeauna și să ajut și pe alții să fie la fel. De câte ori am avut situația, am fost implicat în așa încât am judecat, nu de mult tare, la slujba de dimineață dintr-o duminică, a rămas mai la urmă printre cei care ieșeau un tânăr pe care nu-l cunoșteam. M-am dus înspre el, am dat mâna cu el și l-am întrebat de unde este, cu ce prilej, pe la biserică, și mi-a dat câteva detalii spunând că este dintr-o anumită parte a țării, mai departe decât localitatea aceea. Că a venit în oraș și are un coleg într-o localitate din apropiere, foarte aproape, la 6 km. I-am spus, dar acum unde te duci? Unde mănânci? Și a spus, o, totul este în ordine. Mă duc la familia respectivă. Și a spus, dacă... Nu, nimic. I-am urat de bine și m-am dus acasă. Seara, când s-a risipit iarăși audiența, printre ultimii care rămăseseră, l-am văzut pe tânărul acesta. Și atunci în mintea mea a apărut judecata. Am zis, mă, cred că dimineață o tatona terenul, adică o cercita să vadă cam cum reacționez. Dar după figura lui, cam seamănă a șmecheraș. Cred că va cere bani, cum vin mulți. Frate, știți, am venit de la capătul celălalt a țării, pentru ce-o veni? Va mai aduc câte un prunc înfășat acolo, mutător. Îi spun că l-a scos atunci din spital și din acte reieșea că a fost în spital, dar ieșise cu o jumătate de lună, nu? Și
bani să... Și l-am judecat pe tânărul acesta. Am zis, mă, cât a fost el de domn dimineață, ghilimele necesare cu domnia asta, adică de corect dimineață, dar cred că i-o fi părut rău. A văzut că am făcut colectă și dimineața și a făcut colectă și seara și cred că lui ăsta îi trebuie bani. M-am dus la el, l-am salutat și a spus așa ceva ce mi-a dat iar de bănuit. Știți, aș vrea să vorbesc ceva cu dumneavoastră. Spune tinere, așa, sec, scurt. Asta mie câteodată formă. Și a spus, știți, nu aici, ci dacă se poate undeva în altă parte. I-am zis, sigur că nu vrea să aibă, în mintea mea, sigur că nu vrea să aibă martori. Am intrat într-un spațiu care este rezervat persoanelor cu copii, cu geamurile și înspre sală, spre sanctuar, ușa deschisă, mi-a asigurat în spatele. Și am spus, zi, tinere, ai nevoie de ceva? La care a zis, frate, eu lucrez în Spania. M-am gândit, lui ăsta îi trebuie bani de drum în Spania. Dar l-am văzut că duce mâna la piept și a spus, am aici niște bani ca să-i folosiți pentru cei bolnavi. Nu-i așa că v-ar surprinde? Pe mine m-a surprins. Vin și spun, frate, pentru săraci, pentru nevoi. Dar a punctat pentru bolnavi. Nu știu, fi fost el cândva bolnav, a fi avut pe cineva, nu știu. Am spus, te-ai gândit bine, da? Zice, da, sunt 200 de euro. Am luat plicul și am scris pe el, dar pentru bolnavi, și i-am scris și numele mic pe care mi-l spusese. Am îngăimat acolo un domn să-ți răsplătească, el s-a dus și eu am rămas. Ca nu peste mult, doar câteva zile, să apară un caz de boală. Soția mea este martoră. Și trebuia un tratament. Și am zis, Dumnezeu a trimis exact banii, ca să nu mai duc, iar să mai dau explicații pe la comitet, pe la casier, știți că cu tare are o problemă și așa. Am zis, uite că pot veni așa prompt, să nu mai aștept ședința de comitet. Pot interveni prompt acum și să rezolv problema aceasta. Pentru că aveam un plic cu 200 de euro pe care scrisesem după cum mi-a spus donatorul. Dar pentru bolnavi. Dacă mi-a fost rușine de mine când am auzit pentru ce m-a oprit, vă asigur că mi-a fost. Că mi-a fost. Pentru că în mine a fost ceva vinovat, o judecată. Era în mine. M-au judecat alții în fel și chip. Și m-a pus în cântecele lor. Dar nimeni n-a putut să mă facă să mă rușinez. Cum m-am rușinat eu de mine însumi când l-am judecat strâmb pe tânărul acela. Când răul este înăuntru tău, când judeci strâmb, când ai două măsuri, pentru judecata celor ai tăi și pentru judecata celor străini. Din Scripturile Sfinte desprindem că acest personaj, Cain, a fost plin de invidie. Nemulțumirea i-a schimonosit fața, ura
și a pus amprentă puternică pe ochii lui, pe fizionomia sa. Și Dumnezeu, care este dragoste, stă de vorbă cu Cain. Mă pun pe mine ca să nu vă pun pe voi în pildă. Dacă ați avea de-a face cu vreunul dintre ăștia, dacă aș avea de-a face cu vreunul cu caracterul și cu atitudinea lui Cain, știți ce aș face? Aș spune, du-te să nu te mai văd și nici să nu-ți mai aud din mine. Tu, împotriva fratelui tău, te ridici și ești plin de ură și nemulțumit față de Dumnezeu și te duci învrășmășit de la... Era să zic de la cina Domnului. Și zic, te duci vrășmășit de la cina Domnului. Te duci de la altar. Te duci de la jertfă. Plin de ură, de mânie și de viclenie. Cuvântul lui Dumnezeu, Cartea Numeri, ne vorbește despre un alt personaj, Balaam, fiul lui Beor, numit proroc. La acesta, Balac, fiul lui Țipor, împăratul Moabului, a trimis o delegație cu daruri. Au, argint, nu știu ce-o fi, dar multe. Și vin delegații trimiși, solii, și spun, Balaam, Balac îți cere, te cheamă și îți zice, vino și bleastă-mă-l pe Israel. Știți istoria. Balaam, cu un ochi la daruri și cu celălalt îndreptat undeva spre în sus, lasă-mă să-l întreb pe Dumnezeu. A întrebat pe Dumnezeu, Dumnezeu îi spune, stai locul lui, nu mișca în front. Nu te duci nicăieri. Dumnezeu nu-mi dă voie. Știți, Balac nu se lasă bătut, trimite altă delegație, oameni mai cu vază, daruri mai bogate. Și Balaam din nou zice, Dumnezeu nu mi-a dat voie, dar stați până dimineață să-L întreb. De parcă ar fi Dumnezeu unul de seară și altul de dimineață. Așa avem noi câteodată impresia. Și ce, Doamne, să mă duc? Nu te duci. Doamne, da. Da? Și Dumnezeu zice, du-te! Dar să nu spui altceva decât ceea ce îți voi spune eu. Să nu îndrăznești să adaugi nimic, numai ceea ce îți spun eu. Și acum, așa o întrebare. Nu neapărat pretind că este răspunsul 100%, ci în ceea ce voi spune. Cum de-a zis Dumnezeu totuși, du-te? Bine, între timp, sau după aceea, îl atenționează prin măgăriță, strâns, prin îngerul cu sabia. Și se duce. Se duce orbește spre execuție. Pentru că el, punând la îndoială și afectând statornicia și sfințenia lui Dumnezeu, s-a făcut vinovat și Dumnezeu a rostit sentință pentru el. Și a zis, du-te, că de fapt nu trebuie să te ducă alții, te duci singur spre eșafod, adică spre execuție, spre tăierea capului. Căci cuvântul lui Dumnezeu spune mai târziu, când au omorât pe, așa, au omorât cu sabia și pe ghicitorul Balaam. Asta era, s-a dus spre execuție. Nu te împotrivi voii lui Dumnezeu, dar când lăcomia care e înăuntru și care este un vrășmaș te îndeamnă, s-ar putea la urmă să fie executată.
Cred că Dumnezeu este de acord, pentru că nu mi-a mai ieșit nicio prorocie că nu e în ordine. Că am avut înainte un pian de profeții, că e bine ce fac, e în ordine și așa. Dar acum nu mi-a spus Dumnezeu nimic. Păi ce vrei să-ți mai spună când ți-a spus? Ce vrei să-ți mai spună când te-a atenționat și a spus nu te duce? Și dacă totuși îngăduința este, este spre pieirea ta. Îngăduința aceea a fost, de fapt, punerea în aplicare a sentinței, care era moarte. Și Balaam se duce și spune poezia, Balaam și-a rostit prorocia și a zis. Și-a rostit prorocia și a zis, ca și cum a spune, și-a spus poezia și a plecat la loc. Nu poate să-l blesteme pe Israel, faptul acesta stârnește mânia lui Balac, care la un moment dat se înfurie și zice, dacă nu îl blestem, măcar nu îl binecuvânta, pentru că Dumnezeu vorbește aparte, interesant despre Israel, el nu vede nicio răutate în Israel, nicio nelegiuire. Vorbeam nu de mult cu cineva. Cum? Când câte probleme a făcut Israel lui Dumnezeu și totuși Dumnezeu zice, nu văd nicio răutate, nicio nelegiuire, Domnul este cu el, dar nu avea Israel probleme? Și cum de Dumnezeu zice că nu? Știți care e problema? Dumnezeu nu se judecă în piața publică cu copiii lui. Nu se judecă. Tu să tași, vecine, să-ți vezi de treabă copilul meu pe ușa de biserică. Așa spune și un părinte care își iubește copilul. Dar după aceea îl zice, hei, Ionică, hai să-ți discutăm noi puțin de în casă. Bă, ai făcut de rușine, ești prost crescut, nu știu cine te-a învățat și așa mai departe, și nu mai spun că e periculos să spun. Dar se judecă în casă, nu pe stradă, nu în piață. Domnul Iisus Hristos a avut de rezolvat niște probleme cu Petru, care l-a înfruntat și a spus, Doamne, chiar dacă ceilalți te părăsesc, eu nu te părăsesc, Petre, nu cântă cocoșul până când nu te lapezi. Doamne, nu! Până la moarte mă duc cu tine. Să-l înfrunte, să-i pună la îndoială tot cunoașterea. Și ceva muștruluiară ar fi meritat Petru așa cu public. Dar după ce învie Domnul Iisus Hristos, binecuvântat fie El, spune celor care au fost acolo, zice, spuneți fraților că mă întâlnesc în Galileea după cum le-am zis și spuneți-i și lui Petru. Domnul Iisus Hristos nu a rezolvat problema conflictuală dintre el și Petru sau dintre Petru și el la Marea Tiberiadei când i-a zis, mă iubești? Da, Doamne, te iubesc. Păzește Paște Mielușei, mă iubești, Paște Oi, mă iubești, Paște Oi. Nu acolo a rezolvat. Ci în taină, nu se știe unde. Nu se știe cât a stat de vorbă. Dar ceea ce se poate înțelege e că a stat de vorbă. Pentru că atunci când se întorc cei doi din Emaus și îi întâlnesc pe ucenici, aceștia spun celor care aveau și ei confirmarea că Domnul este viu și ăștia spun, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat și lui Petru, atâta știau, că s-a arătat, dar cum au rezolvat problemele, e taină pentru totdeauna. Căci Dumnezeu nu se ceartă în piața de oște. Și Dumnezeu nu aruncă o cară asupra copiilor lui. Indiferent cine, în numele cui și datorită cărui dar, ar face ceva străin de ceea ce am spus. Dumnezeu, îl cunosc pe Dumnezeu și îl cunoaște și voi pe Dumnezeu. Că este Dumnezeu plin de dragoste, dar este și un foc mistuitor și că e grozav lucru să cazi în mâna Dumnezeului celui viu, dar Dumnezeu nu-și batjocorește poporul. Slăvit să fie Domnul!
Balam, nu mi-ai făcut nicio treabă. Dispar dinaintea mea. Împărate, rogu-te, mai am ceva. Uite, fă o spețe, cheamă pe Israel la o spețele tale idolești, cheamă-le tinerii, vor veni și vor mânca din bucatele închinate idolilor, vor bea, se vor îmbăta, își vor lua flăcăii lor, fete de ale voastre, se vor încuscri și se vor face urâți, se vor face vinovați înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îi termină. Cu alte cuvinte, bagă-le rău în casă. Tu nu le poți face nimic. Nici un izraelit nu a pierit de mâna vreunui ostaș de-a Moabului. Nici unul. Dar când Balac a pus la cale și retlicul acesta, mișelia aceasta pe care a făcut-o Balaam, și când izraeliții s-au dus și au mâncat din bucatele închirate idolilor, și când și-au luat femei din poporul Moabit, o urăciune înaintea lui Dumnezeu, și când Moise și poporul plânge la ușa cortului întâlnirii, un izraelit își permite să se poarte necuvincios împreună cu o madianită, o urăciune pentru Israel, și mânia lui Dumnezeu s-a aprins. 24.000 de oameni au murit în urgia aceea, pentru că răul intrase înăuntru. Răul intrase înăuntru prin închinarea aceea, ca a servit din bucatele închinate idolului, era și o formă de închinare. Prin ce? Hai să citim Biblia ca să nu credeți că este fabulație ceea ce spun eu. În Apocalipsa, în capitolul 2, în capitolul 14, Duhul lui Hristos spune îngerului bisericii din Pergam câteva lucruri, printre care: dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copilului lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Și Dumnezeu a pedepsit. Răul nu era Balac în forma activă, ci în intenție. Moabiții, cum spun, ne-am repet, nu le-au omorât niciun soldat. Dar Dumnezeu i-a pedepsit drastic pentru că au acceptat râul înăuntru. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre Iov. Știți, Dumnezeu se laudă cu Iov. Dumnezeu îl înfruntă pe Satana și, întrebându-l de unde vine, acesta îi spune că vine de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care a făcut-o pe el. Domnul a zis Satanei, capitolul 1, versetul 8 din Iov: ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană, curat la suflet, se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și atunci Satana, vrăjmașul oricărei neprihăniri, pârâșul cel vechi, îndrăznește să îl acuze pe Dumnezeu preasfântul de favoritism și îi zice: oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este a lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acoperă țara. Dar ia, întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Și Dumnezeu îi spune: îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna. Și Satana a plecat dinaintea Domnului și a declanșat dezastru. Într-o singură zi,
Vin Sol dintr-o parte și alta câte un slujitor de-a lui și spune: stăpâne, boi arau, măgărițele pășteau, au venit niște sabeni, s-au aruncat. Le-au trecut pe toți slujitorii, i-au trecut prin nascuțișul săbiei, au luat tot, numai eu am scăpat să-ți dau de știre. Nu, gata, ăsta bine, vine un altul și îi spune că focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a prins oile. 7.000 slujitorii, ciobani, ce că am scăpat, numai să-ți dau de știre. Și măgărițele se duc și cămilele dispar. Și ca și capac peste toate vine unul împleticindu-se și îi spune: stăpâne, cei 7 feciori ai tăi, cele 3 fete, erau toți adunați în casa celui mai mare și erau la ospăți. Și din pustie a venit un vânt care a lovit în cele 4 colțuri ale casei, casa s-a prăbușit. Eu cred că a fost o tornadă. De a lovit în 4 colțuri deodată. A intrat, a fost un vânt din pustie care a făcut prăpăd. Casa s-a prăbușit, copiii au pierit, slujitorii au pierit, a scăpat unul care... Și atunci, nu i-a căzut bine nici când au dispărut boii, nici măgărițele nu mai erau, nici când n-a mai avut oi, nici când n-a mai avut cămile. Nu i-a căzut bine. Dar când a auzit că nu mai are nici copii, și-a sfâșiat hainele și a zis: gol am ieșit din pântecele mamei mele, gol mă voi întoarce în pământ. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Și cuvântul sfânt menționează și în toate acestea Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios. Vine din nou satana, că-i perseverent. L-ai văzut pe Iov? E așa, e așa, e așa și uite, l-ai și încercat. Piele pentru piele, ce nu dă omul un schimb pentru carnea lui? Lasă-mă să mă atingă el! Și te asigur că te bleastă în față. Și dintr-o dată o bubărea din tălpile picioarelor până în creștetul capului a împânzit trupul lui Iov, mâncărind cumplite stări teribile, că n-a mai putut suporta nici încăperea, a ieșit afară și stătea pe cenușă și se scărpina cu un ciob. Și vine soția lui, nu comentez, acum că noi nici știm, cum de toate au dispărut, dar nevasta e bine, mersi. Asta este o altă problemă. Pentru că diavolul știe să-și păstreze unelte de unde nici nu te gândești și de unde ai aștepta să-ți fie ajutor, ți-e potrivnic. Și vine nevasta și zice: băi, omule, tu te ții tare în neprihănirea ta. Orice se poate spune despre neprihănire, e a ta, nu-i așa. Tu te ții tare în neprihănirea ta. Bleastă-mă-l pe Dumnezeu și scapi, mori. Ce-a vrut diavolul, de fapt, să facă lui Iov? Să-l omoare. A putut să-l omoare? Nu. Dar a venit prin soție și a spus: bleastă-mă și mori. Și dacă ar fi făcut așa, știți ce s-ar fi întâmplat? Era exact cadou în mâna diavolului. Vreau să spun în această seară, cum am spus altora, și că Dumnezeu mă va ținea, voi spune și altora. Nimeni, nici satan, nu-ți poate face atât rău sufletului tău cât îți poți face tu ție însuți. Ai milă, Dumnezeule, de noi! Nimeni, diavolul cât e de drac, nu poate să-ți facă rău cât îți poți face tu însuți.
împotriva înverșunării și răutății diavolului, este mâna lui Dumnezeu care spune atât până aici. Dar când răul este în inima ta, nici Dumnezeu nu te mai scapă, pentru că Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Adică tu să te faci unealta diavolului și astfel să pui cot la cot cu diavolul împotriva lui Dumnezeu. O sinucidere mascată, blestemă-l pe Dumnezeu și mori, la care eu voi răspunde, poate nici după neapărat, deși unii spun, Doamne, bă, dar aia a fost pocăită? Nu știu dacă a fost. Păi cum să spună așa ceva? Da, eu a fost pocăit? Nu? Când o face nebună pe nevastă sa. Dar ce, vreți să spuneți că a fost deșteaptă? Vreți să spuneți că a fost cu mintea acasă? Era sub stăpânirea diavolului deja. Când i-a spus, da, și Iov, să ne ajungă nimeni. Vorbești ca o femeie nebună. Ce? Primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? Ce-mi place afirmația următoare. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Știți care a fost în ultimă instanță strategia diavolului? Să-i bage mortul în casă, cum se spune pe românește. Așa, dacă voi pricepeți expresia. Adică să îi bage răul în inimă, înăuntru, să-i bage hoțul care să-i fure viața. Repet, Satan nu a putut să facă nimic, că Dumnezeu a zis, atinge-te de carnea lui, atinge-te de pielea lui, dar cruță-i viața. Duhul vieții nu este sub autoritatea ta. Ia mâna, gheara ta, ia-o de pe Satano, ia-o de peste sufletul. Dar zis, ce aș face? Ce aș mai sfârteca sufletul? Ce aș mai lua viața? Dar nu pot, dar el poate. Vreau să vă spun ceea ce de fapt știți. Diavolul este mai bătrân decât noi toți. Diavolul este mai bătrân și mai șmecher decât toată lumea la un loc. Și așa de subtil a încercat, prin învăluire, să îi bage răul în el, ca să câștige. Dumnezeu să aibă milă de noi. Iov a suferit cumplit. Și-a păstrat vrednicia, Dumnezeu a apreciat. Sunt multe aspecte de... Dar ceea ce zice Dumnezeu, aceea rămâne. Când i-a înfruntat Dumnezeu pe cei tovarășii lui care l-au acuzat și cu neprihănirea mergeau în față și Iov nici nu mai știa din cătru să s-o ocrotească, să se apere, zice totuși în final Dumnezeu, zice nici unul dintre voi n-a vorbit atât de drept despre mine ca și Iov. Și l-a vindecat și i-a dăruit alți 10 copii, 7 băieți, 3 fete care erau frumusețea răsăritului. Și i-a dat dublu și oile și boii și măgărițele și cămilele, dublu. 7.000 de oi, 14.000 de oi, 500 de perechi de oi, de boi, 1.000 de perechi de boi și totul dublu. Copiii numai 10, pentru că nimeni nu va duce de pe pământul acesta când va merge să stea înaintea lui Dumnezeu, nici boii, nici oile, nici caprele, nici cămilele, nici funcțiile, nici nimic. Și dacă se mulțesc, și dacă ai 2 geaburi, te duci cu mâinile goale înainte. Dar 10 erau deja duși. 10 copii erau deja duși și i-a mai dat 10, total dublu. Asta este înțelegerea mea. Și acum revenim la ceea ce am avut ca și text de pornire. După ce bănuiesc
E o bănuială bună. Biblia vorbește despre bănuieli, dar zice că bănuielile rele. Sunt și bănuieli rele. Dar sunt și bănuieli bune, adică presupuneri pozitive. Și presupun în mod pozitiv că am înțeles în seara aceasta, cel puțin din ceea ce s-a prezentat și ceea ce puteți să mai aprofundați din cuvântul lui Dumnezeu, ce înseamnă pericolul când răul este înăuntru, când hoțul este în casă. Și Dumnezeu în iubirea sa, vă spuneam, dacă ar fi fost să fi avut eu de-a face cu unul de ăsta, îl expediam imediat. Să nu te mai prind pe aici. Dumnezeu nu este așa, ce bine că nu este așa. Dumnezeu se duce la Cain, că revenim la textul din Geneza. Zice, Caine? Caine? Da. Pentru ce ți te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Pentru că așa că-s nervos. Așa că e nedreptate. A zis ceva Caine. N-a zis nimic. Și în ziua judecății nimeni nu va zice nimic. Am fost în spital la recuperări pentru problemele reumatice cu ani de zile înainte. Și acolo am avut un coleg de salon, un tip atletic, dar care avea probleme cu coloana și umbla așa ca și pe ghimpi. Dar își păstra aroganța. Era într-o zi după masă, așa, tratamentele se făcuseră, procedurile se terminaseră și stăteam acolo, unii ațipiseră și nu știu ce-i vine. Până la urmă mi-am dat seama că era ăla care provoca din spate, îl știți? Diavol. Îl pune în mișcare pe băiatul ăsta și începe să se plimbe aruncat, scoțând pieptul la interval, într-o parte în alta și începe să vorbească. Ha, ce ți-e și cu Dumnezeu? Abia aștept, zice, să îl văd. Abia aștept să stau în fața lui și să-i spun, păi Doamne, de ce mi-ai frânt puterea? Îs tânăr. De ce nu mă pot bucura de viață? De ce nu mai pot face sport de performanță? Și multe, multe altele. Unii de acolo râdeau. Eu citeam și am lăsat jos Scriptura și m-am uitat la el. Că doar pentru mine spusese asta. S-a uitat la mine și eu n-am nici zâmbit, m-a uitat la el, nu știu cum îi fi arătat, dar se sesizează și zice, vreți să spuneți ceva, părinte? Așa ziceai, n-am pretins niciodată. Și am zis, nu, tinere, vreau să-și citesc ceva. Am deschis Scriptura și i-am citit pilda nunții fiului de împărat, din Matei. I-am citit-o toată, l-am ținut în picioare acolo și mă mai și uitam la el și citeam și așa cu dicție. Eu venit atunci. Și am ajuns acolo unde stăpânul a intrat să-și vadă oaspeții și l-a văzut pe unul, știți, fără haină de nuntă și ei s-a adresat zicând, prietene, cum ai îndrăznit să intri aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. M-am uitat la Gini și am spus, așa va fi la judecata lui Dumnezeu. Omul acesta din pildă n-a scos o vorbă, n-a venit să se justifice, păi știi că am folosit și eu de la drumul, de la răscruce, n-am venit elegant ca și pentru... Nu, a tăcut, pentru că în jurul lui erau o mulțime de martori care erau îmbrăcați în haină de nuntă. Deci au putut primi ceilalți, putea să primească și el. Și am mai accentuat. În ziua aceea când îl vei vedea pe Dumnezeu, dar Dumnezeu va vorbi și tu vei tăcea.
l-am văzut, iertați-mi expresia, ca și semafor. Odată s-a făcut verde, odată s-a înroșit, după aceea a devenit livid ca ceara și iar și iar. Mă uitam la el și când a putut, a îngăimat câteva cuvinte și a spus: Părinte, să știți că eu nu sunt chiar așa de rău, dar pe mine nu m-a învățat nimeni niciodată nimic bun. Și Dumnezeu i-a zis lui Cain: nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, vei fi rău primit și cu asta basta. Nu? Nu. Nu. Dacă faci bine, bine vei fi primit. Dar dacă faci rău, lucrurile se complică. Dacă faci răul, dacă accepți să intre răul înăuntru, atunci lucrurile devin dramatice. Dar atenție, Cain, bagă de seamă. Păcatul pândește la ușă, dar tu să-l stăpânești, mai ai o șansă. Mi-a spus, pândește la ușă, ești terminat, gata, ești preascur. Nu, tu să-l stăpânești. Amin. Dorința lui se ține după tine. Stăpânește. Spune nu. Spune nu. Ce sfaturi extraordinare. Însă cuvântul lui Dumnezeu continuă cu expresia, conjuncția adversativă, dacă cineva vrea alte explicații. Dar sau însă, același lucru. Însă Cain, cu tot avertismentul pe care i l-a făcut Dumnezeu. Și dacă nu ne-a vorbit Dumnezeu în această seară, că Dumnezeu ne-a pus pe inimă lucrul acesta și eu m-am rugat lui pentru ungerea divină și Dumnezeu mi-a vorbit împreună cu felul în care v-a vorbit vouă, ce facem cu ceea ce ne-a avertizat Dumnezeu? Ne-a atras atenție. Însă Cain a zis fratelui său Abel: hai să mergem la câmp, hai să vezi cum merg lucrurile, cum merge recolta. Și pe când era acolo, s-a ridicat împotriva fratelui său sau asupra fratelui său și l-a omorât. De ce? Pentru că era răul în mâini. Cain nu văzuse niciun film cu gangster, cu tâlhari, cu hoți, cu criminali, cum astăzi se justifică unii care fac crime că au imitat scene din nu știu ce film. Nu citise romane polițiste și nici nu avea un anturaj pe care să arunce vina că tovarășii l-au învățat așa. Nu, răul lui Cain a fost în el însuși. Dumnezeu ne avertizează. Ce facem? Luăm seama. Dumnezeu i-a dat și soluții, spunându-i: păcatul pândește la ușă. Ce-i de făcut? Dacă știi că cineva stă cu ochii pe ușă, să vadă când se deschide un pic ușa, ca să bage umărul și să intre. Ce-i de făcut? Simplu, veghează asupra ușii. N-o lăsa deschis. N-o lăsa deschis. Păzește-ți inima mai mult decât orice, că din ea curg izvoarele vieții. Nu-ți lăsa ușa inimii deschisă. N-o lăsa vraște, n-o lăsa nesupravegheată. Nu lăsa gura ta să te bage în păcat. Nu lăsa ochii tăi să se oprească asupra imaginilor nepermise, murdare, violente. Nu lăsa ușa sufletului deschis, că intră răul acolo, intră păcatul acolo. Este o vorbă românească, o condamn. Dar vreau să o spun ca să vă
avertizez. Zice, fă-te prieten cu dracu până când treci puntea. Ați auzit-o? A? Fă-te prieten cu el până treci puntea. Adică până când te ajută el să treci peste apă, peste probleme, peste... dacă te ajută. Dar după ce ai trecut, dacă el nu mai are chef să rupă prietenia, ce faci? Te duce în iad. Vorba românească zice că te ia și te duce. Dacă vrei să-ți meargă bine, dacă vrei să ai pace și în mijlocul furtunii, împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace. Nu lăsa ușa inimii nesupravegheată. Nu te juca cu vorbele cu două sensuri în coadă de pește. Nu lăsa ochiul să se oprească asupra ceea ce îți va bântui visurile, somnul, imagini murdare. Ca și cum a venit unul cu ani înainte la mine, avea el niște probleme mai deosebite. Și a spus, frate Romi, zice, nu știu ce cu mine, zice că am visat urât și spurcat azi noapte. Și a zis, băi, o lasă. Na. Dacă uitați, na. Oricum n-are pe nimeni, era un amărât venit prin Republică. Și i-am zis, bă, cum să nu visez cu drăcovenii? Dacă tu toată ziua te tot plimbi prin oraș și te uiți după toate femeile. Dacă de postit nu poți, și era cel puțin încă o dată cam cât bine. De postit nu postești și tu ți alimentezi poftele toate. Cum să nu visezi, mă, cu prostii? Închide poarta ochilor și păzește-ți gura și nu o lăsa să te bage în păcat. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Ce-i de făcut? Păi dacă simți că cineva te urmărește, dar nu te-a ajuns, ai șansă să ții același rit. Sau, în mod și mai fericit, să mărești pasul, să faci și mai mare distanța dintre tine. Dar dacă îți place, e o problemă. Că îți place flirtul, adică acea comunicare vizuală cu o persoană care nu-i nevastă ta, nu-i nici sora ta și nu-i nici fata. Flirtul, atingerile așa, ca întâmplător. Noi, nu vreau să o luați ca o critică, dar încă mai păstrăm rânduiala asta, că în biserică bărbații stau de o parte și femeile stau de altă parte. Suntem condamnați, arătați cu degetul. Au venit străini și ne-au spus, dar nu pricepem, zice, ce e asta? Voi despărțiți familia. Auzi? Atunci ai despărțit familia, că îl pui pe bărbat să stea aici și femeii să stea de partea aceea și vezi, Doamne, nu de aceea să despart femeii. De bărbați sau bărbații de femei. Ce s-ar putea să fi nimerit un bărbat între două femei și când să da mâinile să se roage, să simte că îți mai fierbinți mâinile doamnelor din jur decât mâinile nevestei lui. Nu vreau să intru, că nu vreau să vă dau idei, decât vreau să vă spun, păziți-vă să nu vă ajungă dorința diavolului. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 22. Fugi de poftele tinereții. Și nu-s numai pentru tineri poftele astea, că și pentru cei nestăpâniți și bătrâni. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, fugi! Românul zice că fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Vreau să vă spun că fuga de păcat nu e nici rușinoasă și e și sănătoasă. Și în ultimă instanță Dumnezeu îi spune
ești provocat, dar tu stăpânește. Exercită-ți autoritatea. Exercită-ți autoritatea. Cuvântul Domnului ne spune că Domnul Iisus Hristos a folosit și expresia aceasta diferite împrejurări. Înapoi a mea, Satană! Se spunea aici, aseară, cred că, da, ce că diavolul răgnește ca un leu. În fața unui leu, paralizez și asta e, asta e, mâncă, te face bucățele. Zice, dar împotriviți-vă lui tari în credință, exprimați-vă autoritatea credinței și în numele lui Iisus Hristos să fie mustrat și să fie mustrată pofta din tine și să fie mustrat răul din tine și să trăiești în neprihănirea lui Dumnezeu și cei neprihăniți vor moșteni țara. Amin.